Bun găsit la știri. Liberalii și-au schimbat planurile din mers. Au venit la Cotroceni cu Nicolae Ciucă, propunere pentru funcția de premier. Premier care să conducă un guvern format din PNL și UDMR. Executiv minoritar pe care liberalii speră să-l susțină și PSD-ul. Pentru că altfel nu are nicio șansă să treacă, după ce USR a anunțat că nu va vota un guvern în care nu face parte. Gabriela Mihai ne aduce toate datele. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit. În scurt timp vom avea primele declarații făcute de președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu. Această declarație vine în contextul în care am văzut că au fost discuțiile la Palatul Cotroceni cu propunerea lui Nicolae Ciucă pentru funcția de premier și totodată și cu o propunere de formare a unui guvern minoritar. Iar asta pentru că am văzut cei din USR au fost cei care au votat alături de Social-Democrați și au moțiunea de cenzură, așadar nu mai au loc în guvern. În scurt timp, așa cum spuneam, vor fi declarații ale președintelui Partidului Național Liberal, Florin Cîțu. Să-l ascultăm. Vă știți foarte bine, România trece printr-o criză politică, dar și o criză de sănătate. Partidul Național Liberal astăzi a dat dovadă de maturitate și responsabilitate și s-a prezentat la consultările cu președintele României, Klaus Iohannis, cu o propunere de premier pentru a debloca criza politică, pentru a avea un guvern cât mai rapid și a putea să gestionăm situația din sănătate. Partidul Național Liberal a propus pe ministrul apărării, Nicolae Ciucă, pentru funcția de premier, într-un guvern minoritar, alături de partenerii cu care am gestionat și până acum această situație de la UDMR. În acest moment mizăm pe responsabilitatea parlamentarilor români pentru a avea un guvern cât mai rapid, un guvern care să gestioneze această situație, dar, așa cum am spus, Partidul Național Liberal este partidul care arată maturitate și responsabilitate și își asumă guvernarea în acest moment dificil prin care trece România. Deva întrebări. Ați renunțat dumneavoastră la mandat sau a fost o propunere? Ați renunțat dumneavoastră la mandatul de premier sau a fost o propunere care a venit din partea președintelui Klaus Iohannis? Este o propunere pe care eu am făcut-o în Biroul Politic Național, o propunere care venea pentru a debloca tocmai această criză politică pe care o vedem. Este mai important și amintată politică pentru români. Vreau să facem politică pentru români și mai important în acest moment să avem un guvern cu puteri de plină. Aseară în discuția cu președintele Klaus Iohannis, dânsul a fost cel care a venit cu acest nume sau numele a venit din partea Partidului Național Liberal, din partea celor care sunt de astăzi? Eu am făcut propunerea colegilor mei în Partidul Național Liberal, o propunere care a fost acceptată de Biroul Politic Național unanimitate. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu vă mulțumesc. Această schimbare, acum, după ce inclusiv ieri susțineați că Partidul Național Liberal merge înainte doar cu Florin Cîțu premier și nicio altă propunere. Brusc s-a schimbat propunerea Nicolae Ciucă? Nu este brusc. Suntem într-o criză politică, ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment. Noi credem că aceasta este soluția pentru a debloca criza politică în care ne aflăm, o criză politică pe care nu a generat-o Partidul Național Liberal, dar pe care o rezolvă Partidul Național Liberal. A venit această propunere în contextul în care Florin Cîțu nu a susținut o majoritate în jurul său ca să înțeleagă o guvernare? A venit în contextul unei crize politice pe care nu Partidul Național Liberal a generat-o, au generat-o alte partide care au demonstrat că nu pot să găsească această majoritate, o majoritate pe care am găsit-o noi. Încă o întrebare, dacă mă poate. Vom discuta aceste lucruri în partid, cum vom avea decizii, vă vom spune. Ați spus și cu propunerea de un guvern minoritar, spuneți-ne cum ne veți face până la urmă această susținere a Parlamentului. Eu sunt sigur că parlamentarii în Parlamentul României doresc să treacă, să depășească acest moment. Suntem într-o situație de criză de sănătate, e nevoie de un guvern cu puteri de pline. Sunt sigur că vom găsi susținere în Parlamentul României. Vă mulțumesc mult de tot!